Zilele de 22 și 20 octombrie sunt aducătoare de evenimente pentru cei care s-au născut în Zodia Peștilor. Unele dintre ele pot ține de un parteneriat, de o colaborare, de o strategie sau de un proiect pe care îl dezvoltă împreună cu cineva. Alteori poate fi vorba de o funcție, un rang, o demnitate sau o invitație onorantă într-o postură care le face plăcere acestora ori le permite să își dezvolte calitățile personale. Este un mic noroc ce se poate manifesta într-un plan public, social, profesional. Alteori însă, dacă revenim la parteneriat, se pot discuta temeinic, pragmatic, metodic, fără enfază, fără speranțe găunoase, cu foarte multă aplicație, tot felul de detalii ce presupun o activitate. Uneori, toate acestea pot să rămână pentru moment la stadiul de schiță. Proiectul urmând să fie reluat și dezvoltat când îi va veni momentul prielnic. Alteori însă, în funcție de context, de situație, de miză, de oameni și de nivelul de la care se pleacă, se poate trece foarte curând la activitatea propriu-zisă. Aceasta este o situație fericită, ea este completată și întreținută sau întrețesută cu un set de interese personale sau de mize care pleacă de la familie, de la statut social sau de la toate speranțele și visele pe care și le-au construit fiecare dintre aceștia. Celălalt aspect, cel construit de planetele pe semne de apă, nu este chiar atât de armonic pentru nativii din Pești, cât este, de exemplu, de profitabil pentru cei din Rac sau Scorpion. Mai întâi, din perspectiva Soarelui, care intrând în casa a noua, le creează o serie de stări de maximă intensitate a trăirilor și proceselor interioare. De aici s-ar putea să vină o disarmonie sau o discrepanță, să se simtă bine trupește, dar să nu se simtă bine sufletește. Ceva să-i deranjeze, să-i incomodeze, să-i dezamăgească profund, să-i sperie sau să le deschidă premizele asupra unor fapte de viață urâte, periculoase sau dezagreabile, de care ei să se ferească, din fața cărora să se retragă, ca și cum ar fi fost gata să facă pasul fatal cu un picior deasupra unei prăpastii. Este o clipă esențială, soarele are o vocație benefică, se apropie de sensul vieții și îi obligă pe pești să facă acele lucruri necesare pentru destinul lor și să renunțe, evident, la cele inutile. Mai este și funcția de triere a lui Saturn, dar intervine Mercur, care pe 22 octombrie intră în mișcare aparent retrogradă și bulversează multe dintre planurile sau tulbură liniștea, măcar aparentă, a acestor nativi, trecând peste aceste aspecte pe care unii pot să nu le trăiască și să-și ducă o existență liniștită. Ar trebui să ne oprim asupra răstimpului cuprins între 24 și 26 octombrie, când luna în Rac, prin casa a cincea, reușește să creeze tot felul de situații favorabile acestor nativi într-un plan al creației, creativității, sensibilității artistice, vocații interpretative, forței de muncă într-un domeniu artistic, ideatic sau cu o miză estetică. Noroc la tot felul de jocuri, nu știu, tabinet. Dar nu sunt de luat în serios toate aceste premize. Atenție pentru cei care totuși s-au obișnuit să câștige sume mai mici sau mai mari din tot felul de speculații. Este un moment pe 25 octombrie favorabil, dar este bine să nu îi se dea o proporție și o importanță exagerată, iar dacă cineva la un moment dat, iarăși spun, la tabinet, a câștigat câțiva bănuți, este bine să nu insiste. De aici până la a-și vulnerabiliza statutul material și echilibru financiar este o distanță uriașă. Limitați-vă la micile plăceri inofensive și la jocurile de familie sau în familie.